Zeci de oameni simpli din Suceava și Botoșani au venit să-l vadă pe președintele României, Klaus Iohannis. Primii susținători și-au făcut apariția în parcul din vecinătatea instituției academice, înainte de ora prânzului. Hai, veniți încoace aici, în față! Am venit să dăm o memorie domnului președinte. Dar de ce nu-l trimiteți prin poștă sau prin e-mail? E bine să-l dăm mână în mână, ca să nu facem noi un drum până la București. Dar nu, îl trimiteți prin poștă! L-am trimis prin poștă, am avut un corp de control la câteva comune aici pentru Luciu de apă și acum cerem numai să mă completez acel corp de control. Să vedem și noi prezentarea aici, deschiderea. Primim președinte de țări. Sigur, suntem dori să-l vedem. Da. Da, de unde ați venit? Sunteți din Suceava? Din Suceava, Suceava. George Nescu, chiar știu. Nu avem lumină, la ora actuală nu avem lumină. Și credeți că domnul președinte va putea să îi dau o scrisoare ca să vadă care e situația, că nu se mai poate așa trăi. Nu avem frigider, nu avem nimic, nu am condiții, nimica. Unde n-aveți? Asta e. Dumneavoastră, sită. Unde n-aveți lumină? La cumpărătura, la cumpărătura Bosanci. Cum? Să-l vedem pe președintele Iohannis. Vreți să-i transmiteți ceva? Nu neapărat. Vreți doar să-l vedeți? Atât. Sunteți din municipiul Suceava? Din municipiul Suceava. Sunteți la cursuri sau ați venit să-l vedeți pe domnul Iohannis? Am venit să-l vedem pe domnul președinte. Care dintre cei doi? Domnul Iohannis. Pe domnul Iohannis. Da. De unde sunteți? Eu de până de Fălticien. Klaus Iohannis a ajuns la universitate în jurul orei 12. Atunci, curioșii au reușit să-l zărească doar de la distanță. Chiar și așa, nu și-au pierdut speranța. Au avut răbdare și l-au așteptat aproximativ 4 ore în parcul universitar. Președintele României a părăsit instituția academică în jurul orei 15. În fața corpului E al universității a fost aplaudat de mulțime. Klaus Iohannis a dat doar 2 autografe, cei mai mulți dintre susținătorii săi fiind ținuți la distanță de jandarmi. Unde vreți să vă scriu? Păi v-am semnat. Sănătate. Sigur. Dați voi să vă faci așa. Mare plăcere. Scrisorile oamenilor au fost strânse de un sepepist.